Ježišek, sajam. Salve, prieteņu, voi sunteit pe canal Like Sara. Asta este după cum am promis, arătăm cumpărăturile de la piață pe care fetele singure și le-au ales, da? Da. Și ce ați ales voi? Pentru început arătăm canicalonul sau părul artificial. Deci de o nuanță violet, într-o singură nuanță și de trei culori. Roz deschis, roz închis și oranj. De data aceasta cofurile o să fie altfel, da? Da. Deci cofura o să fie, cred că o să fie așa cum a fost la Sara, cu două cuvinte. Acesta e al meu. Acesta al tata și acesta a Sarei și Sofiei, da? Da. Deoarece Sara pentru început și-a ales acesta, dar pe urmă a zis că nu-i place și am hotărât să-i oferim lui tata, da? Da. Și lui bunelul. Hai, să mergem mai departe. Noi am primit la fel un colet cu două lucruri, da? Hai să arătăm. Este un buster negru, deoarece fetele se ceartă pentru un buster pe care noi îl avem. Tu deja o să fii între acela roșu pe care l-am luat Sofiei. Aici arată albastru. Albastru, da? Și, deci, la noi este negru și mașina este unul roșu. Ține, acesta o să fie altfel. Și la fel, Sara s-a ales cu un cărucior nou, un cărucior care este foarte... Se strânge și se face foarte micuț, dar când îl desfacem, se face mare. Deci, la urmă, noi o să-l desfacem și o să arătăm cum arată el. Un bazin. Avem și un bazin, super, super bazin. Acest bazin este din bomboane, din lollipop, candy zone. O să vă dați deci, pe ciocolată în apă. Pentru ce sunt aceste biluțe, Sofia? Pentru să... Să aruncați aici, da? Da, da, să aruncați aici și să le dați așa aici, să vină în apă ele. Da. Așa, este un super, super, da, super bazin. Numai nu știu unde o să-l instalăm. Noi l-am luat. Da. Dar după aceasta ne-am gândit unde noi o să-l punem. Pentru că noi nu prea avem loc. O să vedem, poate undeva găsim loc la bunel. Și aici este și, parcă este un duș. Ceva super. Wow. Da. Ciocolată, bomboane, yummy, yummy. O să fie super. Să mâncăm. Și ăsta este foarte mare. 3 metri, 3 pe 2 este. Wow. 3 pe 2 este foarte mare. Așa, trecem mai departe să vedem. Eu vreau să spun. Asta arăți, da? Ce este asta? Acestea sunt, deci, două. Da, am luat două cadouri. La mine nu. Nu, acesta nici nu este pentru tine, Sara. Acesta este unul pentru Ingrid. Da? O să-i dai la Ingrid? Da. Da? Este un curcubeu. Da, ce este? Care se fixează pe geantă. Și acesta este pentru Natasha, Natalia, da? La care noi o să mergem la Odessa. Eu să-i dau. O să mergem la ea și voi să-i dați așa un... Eu să-i dau. Iată, așa vă arătăm mai aproape. Sunt cu pietre. Sunt foarte frumoase. Foarte. E tot fie. O să-i spunem și ție, noi acolo am văzut panda, da? A fost tot foarte drăguță. Eu tot eu. Și ție o să-i spunem, tu deja ești cu rucsac, nu știu unde te-ai pornit, unde ești tu? La Odessa. La Odessa? Sau America. Hai să vedem mai departe. Acești ochelari tata de mult i-a promis Sofiei. Ochelari pentru apă, deoarece ea foarte tare iubește să se scalde și să se cufunde. Eu vă mai țin. Așa. Că ochii, tu ai probat? Sofia? Da. Ai probat, da? Dar eu nu am văzut. Poți să-i probezi, să vedem și noi? Sunt foarte moi. Super ochelari. Da, eu... Wow, super! Salut! Da, dar Sara și-a luat astfel de ochelari, da? De culoare roz, cu o floricică aici. Hai, mă, să arăștăm. Da, da, eu și... Una a căzut, da? O floare deja a căzut. Hai, probează-i. Ca tare deja toți suntem văzut cu acești ochelari. Da. Wow! Super! Gata! Așa, aceștia să fie dă înapoi. Ca ochii.
Da, ca culoarea ochilor. Da. Să fie ochii sunt albaștri și ochelarii sunt albaștri. Da. La magazinul de jucării noi nu prea am găsit jucării de care noi avem nevoie, da? Noi cam practic avem de toate. Și Sofia și-a ales doar astfel de jucărie simplă. Da. Cu care mă jucam și eu în copilărie. Ține? Da. Și Sara și-a luat, cum se numește, coleidoscop. Cum se numește, da? Scop! Scop? Bine. Acolo foarte frumos. Acestea voi deja le-ați văzut. Da. Sunt accesorii pentru Sofie și pentru Sara. Cineva a scris că se numește Joker. Nu știu. Joker? Da, dar nu știu dacă așa se numește. Scrie, este o numeară pe care scrie Love. Da. Acestea sunt micuțe, le-am luat pentru păr, așa, deci pentru Sara și pentru Sofia, deoarece Sofia s-a frezat și are un breton micuț și trebuie prins de obicei. Și două costume de baie, după cerințele YouTube-ului am găsit noi. Acest costum de baie este Asare cu purcelușa Pepa. Da. Și acesta este... Pentru mine, o minutăță. Da, albastru. Ochelarii sunt albaștri. Iată, acesta este al Sofiei. Acesta nu albastru. Cum? Acolo este și albastru. Da. Și acesta este al Sofiei și ochelarii, da? Sunt tot albaștri. Iată așa. Super. Da. Și acum eu propun să trecem să desfacem, deci să arătăm acest cărucior al Sarei. Da, Sara, vrei? Cucu! Desfacem căruciorul. Am ales unul negru. Așa. Haideți. Spune că e ușor să primești. Da, este foarte ușor să-l desfaci. Așa, și roțile. Una, două și dintr-unul mic am obținut unul mare, mare, mare. Hai, Sara, ia loc. Îți place? Așa, dacă e soare, acoperim. Este foarte super. Sofia, tu nu vrei să te dai cu el? Așa. Îți place, Sara? Și mie îmi place foarte tare. Și Sara o să vă zică la toți, dar tare să audă toți. Ce o să... Dacă v-a plăcut acest video, atunci dați multe, multe like-uri și vă abonați la canalul Like Sara, la canalul Sofia Show și dați-ne follow pe Instagram-ul Sarei și a Sofiei. Pa, pa! Pa, pa! Pa, pa!